În urmă câteva zile s-a susținut examenul de definitivat. La nivelul județului Călărași, candidații au fost testați într-un singur centru de evaluare deschis la liceul Mihai Eminescu. Pe data de 31 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale, urmând ca în perioada 31 iulie-1 august 2019 candidații nemulțumiți de rezultat să poată depună contestații. Rezultatele finale vor fi afișate în 5 august 2019. Stagiul minim de pregătire obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durată de un an școlar sau ore de predare echivalente normei de un an, fiind un stagiu efectiv de predare la catedră în Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. S-a susținut la Liceul Teoretic Mihai Eminescu examenul pentru definitivat. Am avut 115 candidați cu fișele validate. Dintre aceștia, 16 au fost absenți, 15 s-au retras, au rămas în final 84 de candidații, ale căror lucrări au fost transmise în centrele de evaluare. Pe data de 31 iulie se vor afișa rezultatele înainte de contestații. În zilele de 31 iulie și 1 august e perioada pentru depunerea contestațiilor. Pe 5 august se vor afișa rezultatele finale. Am menționat faptul că nu am avut niciun candidat eliminat. Acum să vedem care va fi rezultatul efortului dumnealor.